Dragele mele gospodine, am citit mesajele voastre și multe dintre voi nu sunteți lămurite cum se face această colivă. Dragele mele, părerile sunt împărțite. Fiecare face cum dorește. Dar am observat că în comentarii sunt câteva greșeli și tocmai de aceea am zis ca să le rectificăm un picuț, să le îndreptăm, cum s-ar spune. Ei, deci, dragile mele, aici, vedeți, am pus cum am procedat eu, vedeți, în primul rând și în primul rând, orezul trebuie, arpacașul trebuie să fie foarte, foarte bine fiert. Asta este important, pentru că dacă nu este fiert bine, vedeți aici, bobul s-a desfăcut, dacă nu este fiert bine, în momentul în care o să se răcească, o să devină arpacașul foarte dur, țeapăn. Și atunci aia nu mai este colivă. Indiferent ce spune înăuntru, să zicem că vreți să o mai reparați, să mai puneți un praf de biscuit, se mai poate așa. Un praf de biscuit, teras sau ceva, un pic să-l mai reparați. Dar de ce să-l reparăm când se poate face bine de la început? Vedeți? Deci orezul, arpacașul să fie foarte, foarte bine fiert. Uitați, până își facem, se face ca o zeamă, vedeți, ca o gelatină, se face deasupra, albicioasă. Ei, în momentul în care se face așa, înseamnă că el este fiert. Și el, vedeți că este bobul întreg, dar este desfăcut, înflorit bine, bine. Deci este fiert, pur și simplu. Ei, dragile mele, cum am procedat? Dacă tot fac colivă, să vă explic cum fac eu. Fac această colivă de ani de zile și mi-a ieșit foarte, foarte gustoasă, foarte delicioasă. Deci nu am avut probleme niciodată, să zicem că cineva ar fi fost nemulțumit de această colivă. Ei, cum am procedat? Eu, în primul rând, am spălat arpacașul în, bine, bine, în mai multe ape. Alții zic în 6 ape, alții zic în 9 ape. Nu este, să zicem, o regulă. Anume să speli în 10 ape, în 9 ape, în 6 ape. Nu! Arpacașul speli până iese curat, până iese apa curată. Ca și fasolea, ca și celelalte. Deci spălat până iese apa curată. Așa. Că, pentru că dacă spunem că în 6 ape, 9 ape, părerile sunt împărțite, o să ne zăpăcim la un moment dat și nu o să mai iasă coliva ca lumea. Deci facem, cum s-ar spune, băbește. Așa, o arpacașul spălăm bine, 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 până iese apa curată. După ce a ieșit apa curată, îl punem un pic la muiat. E de preferat în apă caldă. Puteți să-l puneți și în apă rece, cum doriți, dar în apă caldă se desface mai repede, pentru că este foarte uscat, vă dați seama, bobul este foarte uscat. Ei, îl punem la muiat un picuț, puteți să nu-l muiați, dar se fierbe foarte greu și este riscul ca să se spargă, să se fărâmițeze urât, ca și fasolea de altfel. Ei, bun, dragile mele, după ce îl puneți la muiat, îl puneți într-un ceaun, e de preferat un ceaun de tuci, pentru că nu există riscul ca să se lipească. Deci ești convinsă că nu se lipește. Și asta este un lucru foarte bun. Nu se afumă, mai ales când ai în cantități foarte mari. Eu tot timpul fac în ceaune. Am niște ceaune speciale și fac în ele această colivă. Deci îl puneți la fiert. Ei, se zice, unii zice că se pune 3 kg de apă la 1 kg de arpacaș. Alții, v-am zis, părerile împărțite. Alții 4 kg la 1 kg de arpacaș. Dragele mele, facem tot băbește. Punem să fie apă o palmă mai sus de arpacaș în ceaun. Să fie cu o palmă mai sus. Băbește, știți? Și să știți că este treaba mult mai bine. În cazul în care considerați că apa a scăzut și arpacașul nu este fiert suficient, mai adăugați din când în când un pic de apă caldă, că nu se întâmplă absolut nimic, ca și la pilaf. Deci v-am zis, eu fac de ani de zile și mi-a ieșit tot timpul foarte, foarte bine. Să nu vă fie frică să faceți un pilaf sau o colivă. Că, vai de mine, dacă puneți apă, se întâmplă ceva. Nu se întâmplă absolut nimic. Când
Arpacașul a fiert pe jumătate, deci trebuie să dăm tot timpul prin el, să fim siguri că nu se lipește de ceaun. Când arpacașul a fiert pe jumătate, dragele mele, adăugați sare după gust. Multe dintre, că acum, de fapt, la comentariile de la mesaje, încerc să fac o mică paranteză, cum s-ar spune. Multe zic că nu se pune sare la colivă. Nu este adevărat. Se pune sare la colivă, ca și la toate dulciurile de altfel. Pentru că dacă nu se pune sare, nu o să aibă nici un gust. Deci mâncarea nesărată nu are gust, e clar. Bun. Deci se pune sare și se mai fierbe un picuț până este orezul aproape gata fiert. Vedeți? Acum e bine înflorit, e bine desfăcut, e moale, am gustat din el și este gata. Ei, dragele mele, abia în acest moment dăm drumul la zahăr. Dăm drumul la zahăr fără frică. Deci, eu am pus aici, deci facem tot băbește. Eu pun 750 de grame de zahăr la kilogramul de arpacaș. Deci aici am pus 5 kg de arpacaș, facem calcule, am pus 4 kg de zahăr. Zahărul nu contează de care e. Multe zic, nu, punem zahărul după ce fierbem arpacașul, punem zahărul. Și atât, și închidem flacăra. Nu este adevărat, este total greșit. Vedeți acum, când după ce am pus zahărul, coliva era deja legată. Ei, în momentul în care zahărul începe să se topească, se face ca și apa. Exact același lucru se întâmplă dacă puneți în colivă zahărul fără să-l fierbeți, fără să-l lăsați să fiarbă. Deci acest zahăr trebuie amestecat bine și apoi trebuie să fiarbă ca să se închege el bine cu această colivă. Cam un sfert de oră, 20 de minute, la foc mic, îl lăsați să fiarbă și acest zahăr. Vedeți? Acum s-a băltit. Uite, parcă e ciorbă. Și o să vă fie teamă, să nu vă fie teamă că zahărul înmoaie coliva. Dar, exact ca și la dulceață, apoi el se încheagă și se leagă bine, bine, bine. Și se strânge la loc. Deci o să fie coliva, o să iasă minunat. Acum la început o să fie așa, până se dizolvă el bine, o să fie așa apos, dar apoi el se încheagă foarte bine. Vedeți? Din ce în ce devine mai apos. Să nu vă fie teamă deloc. Îl lăsați să fiarbă și din când în când mai dați prin această colivă fără frică. În momentul în care s-a închegat, ați considerat că el s-a închegat bine, din acel moment opriți. Opriți focul, flacăra. Și alt aspect. Și când, după ce opriți flacăra, puneți coajă de lămâie și coajă de portocală, dată pe răzătoarea mică. Deci cam la un kilogram de arpacaș, o lămâie și o portocală. Dragele mele, alte am văzut dintre fete, au zis că nu punem coajă de lămâie și de portocală pentru că amărăște. Este total greșit, nu amărăște deloc. Dacă coaja este rasă bine și este rasă numai până, vedeți, acea pulpă albă, numai până acolo, că dacă rade și pulpa albă, aia este într-adevăr foarte amară. Ei, și atunci, normal că amărăște. Dar dacă radeți bine, cu atenție, numai coaja, numai ce este colorat, nu amărăște. Ba, dimpotrivă, dă un gust deosebit. Ei, și puneți în ea. Puneți coajă de portocală și lămâie. V-am zis, eu pun la un kilogram, pun de ani de zile aceeași rețetă o am și iese foarte, foarte gustoasă. O coajă de lămâie și o coajă de portocală. Nu puneți mandarine, clementine, că astea, într-adevăr, sunt un pic mai amărui. Dar portocala este foarte bună. După ce ați oprit flacăra, bineînțeles, și puteți să puneți o esență la un kilogram de arpacaș, o esență fie de vanilie, fie de rom, dar eu am observat că este mult mai bună esența de vanilie la colivă. După ce ați oprit focul,
așa cum este deci această colivă, după ce opriți flacăra, eu mai las să mai fiarbă încă vreun sfert de oră acum cu zahărul, ca să se închege bine. După ce opresc, pun un strat gros de nucă măcinată deasupra și o las să se răcească în voie în ceaun. Pentru multe zic, de ce pune? Că nu trebuie pus nucă deasupra. Ba da, trebuie pus nucă. Pentru că dacă o scoți așa clocotită, ce faci? Pui nuca printre ea, o amesteci cu nuca și când s-a răcit, a făcut coajă, a făcut crustă. Găsești gogoloși de coajă. Ei, punând nuca deasupra, ea se răcește în voie și nu se mai formează crusta. Nu se mai formează acea coajă deasupra. Și se răcește în voie și apoi, după câteva ore sau a doua zi, că nu se întâmplă nimic dacă este răcoare, se răcește în voie, o desfaceți, o puneți într-un lighean și mai adăugați, pe desgustați ce mai trebuie. Zahăr, vanilat, eu știu, ce mai, o mai îmbunătățiți dacă mai e nevoie. Dacă nu mai e nevoie, o lăsați așa. Alții pun și biscuit. Biscuiții, de obicei, nu se pun în colivă. În sfârșit, pune, bunicii noștri puneau, părinții noștri puneau, ca să o mulțească. Sau când ai greșit-o, ca să, și ea nu este fiartă bine, ca să-i dea impresia că este colivă să se poată mânca, e acel biscuite printre ea care... găsești și ceva moale printre ea, știți? Îi schimbă, cum se zice, cât de cât compoziția la colivă. Bine. Și apoi o ornați, bineînțeles, fiecare cum doriți, după pofta inimii. Multe dintre voi ați zis... adică nu multe, foarte puține, dar eu folosesc acest termen. A zis că nu se pune nucă de cocos, dragele mele, că se pune cum era tradiția înainte, să zicem, praf de biscuit sau miez de nucă, așa. Și se pune zahăr deasupra. Crucea se face din zahăr. Dragele mele, de ce să nu se pună nucă de cocos? Nu se punea înainte pe timpuri pentru că nu exista. Bunicii noștri n-avea de unde să ia nucă de cocos. De unde să ia pe timp? Așa era miezul de nucă și biscuitele ras. Asta exista, asta puneau. Puneau săracii ce aveau. E, acum a apărut această nucă de cocos. De ce să nu o punem? În primul rând, este într-adevăr gustoasă și are și un aspect frumos. Nu știu cine mi-a zis acolo că ce e tort, seamănă ca tort și prăjitură. Nu contează a ce seamănă. Important e să fie, să arate bine și să fie gustoasă. Asta este important. Ce este în interiorul ei ca să fie plăcută când o mănânci, să fie gustoasă. Nu neapărat, vai de mine, că face cineva ca să apară torta prăjitură. Nu, să fie aspectoasă ochiului și să fie gustoasă. Asta este important. Puteți să puneți, bineînțeles, nu zice nimeni nimic, biscuiți deasupra și miez din nucă. Nu zice nimeni nimic, este bine și așa, nu este greșit. Dar asta nu înseamnă că nuca de cocos nu se pune. Foarte multă lume face cu nucă de cocos. Eu am văzut, urmăriți paginile de cateringuri și să vedeți că majoritatea au nucă de cocos deasupra. Pentru că e mai modernă, așa a apărut acum și nu, este și gustoasă, bineînțeles. Nu contează, vai de mine, că Domnul nostru Iisus Hristos n-a zis, vai de mine, să puneți în colivă numai miez de nucă sau nucă. Nu. Fiecare face cum poate, din ce are și important e să fie gustoasă, să fie grâul fiert. Asta este important, datina. Grâul fiert. Nu contează ce pui în el. Gustos să fie. Ei, la ornat la fel. Zahăr, crucea din zahăr. Dragele mele, toată lumea face în fel și echipă. Am văzut, fac și cu ciocolată, fac și cu cacao și cu miez de nucă și bombonele. Fiecare face crucea cum dorește. Dar de zahăr, eu, părerea mea personală, este că crucea din zahăr nu este bine să o faci pentru că este foarte riscantă. Deci se moaie zahărul crut tot timpul, care nu este fiert, tot timpul se moaie. Și este foarte riscant. Dacă voi ați făcut și a mers așa, este bine. Eu nu vreau să risc. Deci se poate face cruce din nu neapărat din cacao și din miez de nucă și din ce vreți voi, din bombonele, din ce vreți voi. Dar v-am zis, cu zahărul crud este mai riscant. Vedeți acum ce moale? Ei, cum puteți să spune, nu știu care mi-a zis o doamnă,
Că nu, că zahărul se pune în colivă după ce s-a fiert arpacașul, se pune zahăr crud. Nu există așa ceva. Uitați cum adică, dacă îl pui crud, devine apă. Cum îl mai faci o formă să-l mai pui pe o farfurie? El trebuie să se închege, exact ca la dulceață. El trebuie să se închege bine și apoi iese treaba bună. Bine, dragele mele, eu ce să vă mai spun? După aia, ornați cum doriți, v-am zis, important e să fie delicioasă. Să fie delicioasă și să aibă un aspect frumos. Acum vă pup, vă lasă mama și vă doresc o zi frumoasă ca și sufletele voastre. Pupici cu sclipici!